În cadrul primei semifinale de la campionatul european de fotbal 2012 s-au întâlnit vecinii iberici. Spania italianului Vicente del Bosque a dat piept cu lusitanii conduși de Cristiano Ronaldo. Scorul a fost alb la finele timpului regulamentar, dar și al reprizelor de prelungire. Portughezii au ratat prin Moutinho și Alves, iar spaniolii prin Xabi Alonso. S-a terminat 4-2 pentru campioana europeană și mondială, iar Ronaldo și ai lui au plecat acasă cu capul sus. Pentru iberici, istoria se poate scrie duminică seară, când pot câștiga cel de-al treilea trofeu consecutiv la un turneu final.